Ori să o resping, ori să vină la mine. Am fost inspirat și mă bucur pentru că nu am pierdut. Pe final puteau să câștige și ei, putea să câștigați și voi. A fost un final nebun. De asta spun că pe total cred că este un rezultat echitabil. Și asta este, ne gândim la meciul următor. Țin să dedic acest gol părinților mei. Nu am apucat să le dedic niciun gol. Mai am puțin. Eu sunt în ultima etapă a carierei mele și țin să le dedic acest gol pentru că marchez ca rar. Este Hermannstadt ultima echipă la care vei juca? Nu știu ce în rezervă viitorul, dar așa am simțit acum să le dedic acest gol. Mergeți totuși din egal în egal în campionat. Urmează un meci la Craiova. Greu? V-ați molipsit de la cei de la Galați cu X-urile? Noi ne dorim să câștigăm. Și rată mult, părerea mea, dar e important că nu pierdem. Ne dorim să câștigăm, mergem să practicăm un joc plăcut în continuare și mereu ne dorim cele trei puncte. Niciodată nu ne propunem un egal. Și play-off-ul? Se poate anul ăsta sau e... Haideți să luăm pas cu pas și să vedem ce va fi. Mulțumim frumos! Seara bună! Păi numai cu egalul nu se poate. Clar, play-off-ul asta este... Ține minte Rapid, apropo de Rapid. În acea celebră grupă de cupe europene cu Răzvan Lucescu, antrenor, care acum e egalul și se plângea că nu s-a calificat. 2006-2007 sezon. Da. Remus Răureanu ni s-a alăturat, sau s-a alăturat lui Cristi Giambaș cu Helmut Cadam în acest studio pentru a vorbi despre acest meci. Da, puteau ambele echipe să dea lovitura pe final. E adevărat, Papo a avut acea subbară fabuloasă, dar parcă mai mult au presat cea Hermannstadt și au avut mai multe situații de a înscrie la poarta unui moldovan. Helmut, un moldovan cum? Din punctul meu de vedere, trebuia schimbat după acea ciocnire cu Paraschiv, pentru că s-a văzut că este nesigur, e puțin frică și, din păcate pentru el și echipă, a greșit la golul Sibiului. S-o fi gândit Bergodi la ce a spus Marius și Mudică despre drăghia, de a nu l-a schimbat? Nu știu, probabil că a dat el lăsat. Eu cred că a dat el asigurări că poate, dar s-a văzut că are ezitări. Nu, a căzut foarte rău. Foarte rău și aici a fost clar fault. N-a fost Paraschiv, n-a fost fair play de rău aici. Nu. N-are nicio șansă să ajungă la minge, îl busculează. Putea să se accidenteze și mai grav. Da. Dar bine că nu s-a accidentat. Și el a căzut foarte rău și pentru că a ținut de minge. Da, e atent la minge el și asumă riscul. Exact, el a ținut de minge, că dacă dădea drumul la minge, ce putea să însemne gol. Putea să controleze căderea. Exact. Da. Te văzut care sunt așa că sunt gata, a căzut foarte rău. Da. El a continuat meciul, dar n-a mai părut în deplinătatea forțelor. Chiar dacă la final a scos o mingea aia cu piciorul, care practic a evitat victoria Hermannstadtului. Dar ești cald în timpul ce ești încălzit, ești cu, cum să spun, cu toți mușchii elastici. Să vedem acum, după ce este meciul, dacă nu cumva o fi vreo accidentare care să-l opresc. Să sperăm că nu. El, sigur, și-a dorit foarte mult să joace în continuare. Vine echipa națională și, clar, nu dorea să iasă. A avut un moment de nesiguranță, de pauză, în care încerca să vadă dacă se simțea capabil să continue. A avut câteva centrări în care a ezitat să iasă. Bine, o să vreau să mai urmărim și la faza golului lui Ioniță, foarte frumos. Rapid a început turbo, după care este parcă exact... ca o rachetă, dar i s-a terminat combustibil. Da, cam de vreme. Și a început să plutească. În minutul 3, a scurs combustibil. Da. A trebuit să se desprindă de forța, de gravitația Pământului. Și pe s-a pilot în spațiu. Și aia a început să plutească. Paraschiv să-l ascultă. Încă un meci spectaculos aici la Sibiu. N-ați bătut, dar nu ați pierdut. Un final nebun. Povestește-ne un pic cum a fost partida din teren. Bună seara, da. Un meci între două echipe foarte bune care se află în continuare pe locuri de play-off. O partidă disputată. Un spectacol pentru suporteri, păcat că n-au fost mai multe goluri, pentru că ocazia au fost. Puteam să dăm și noi lovitura acum pe final prin Jipa, însă cred că e un rezultat corect. Poate un pic meritam noi mai mult victoria. Povestește-ne un pic faza de la premergătoare golului Rapidului, pentru că ai cerut fault. Da, am cerut și consider că a fost fault. Adică m-aș împins, dar să zicem că a fost un contact mai ușor, ok, nu se dă fault în prima fază, dar apoi cred că se vede cum mă calcă, îmi sare și gheata din picior. Și, nu știu, nici n-a fost nevoie de a verifica acest gol, pe mine m-a surprins, dar, din nou, când se greșește împotriva echipelor mici, nu se vorbește prea mult despre asta și degeaba o fac eu acum, pentru că nu cred că se vor lua măsuri. Greu de bătut aici, acasă, doar Faro a reușit să câștige la Sibiu. Da, suntem o echipă solidă, luptăm pentru șansele noastre, din păcate începem destul de rău aproape fiecare meci, însă
încercăm să învățăm din toate greșelile pe care le comitem și să nu le mai repetăm pe viitor. Vă molipsiți de la cei de la Galați cu seria asta de egaluri? Sper că nu, sper că nu, pentru că deși a fi invincibil îți dă forță ca grup, ca unitate, totuși avem nevoie și de câte 3 puncte de la fiecare meci, pentru că avem un obiectiv îndrăznesc, putem spune, și doar așa putem să-l accedem. Mergeți la Craiova și Oțelul și-a revenit la Craiova. O faceți și voi? Da, avem în față, vom avea în față o echipă foarte imprevizibilă. Am văzut ce rezultate au, câștigă 4-0, apoi pierd. Nici noi nu știm la ce să ne așteptăm, dar au jucători de foarte mare calitate și cu siguranță va fi și acolo un duel, să zic, încins. Mersi frumos și baftă! Da, e faza pe care am discutat-o și la pauză. Nu e foarte bună despre Craiova, Paraschiv. Faza pe care am discutat-o și la pauză, mai vedem o dată și cu Remus, care poate să vină cu un ochi proaspăt. Eu vă spun ceea ce văd. Paraschiv sare. Mie nu se pare faul deloc. Păi bun, dar trebuie să ne explici de ce. Nu, Iacob încearcă să lovească mingea și o lovește. Păi da, dar după cel de la o parte, Paraschiv, nu vezi, cu sare în spatele lui. Ce s-a făcut, Iacob? Păi să se luptă. Paraschiv. Nu, dar dacă un jucător are prin planul... Și mie mi se pare că de la o parte. Dacă un jucător e prin planul și tu dai la o parte, nu sunt că joci. Cu ochii mei obosiți. Eu acum te provoc, nici eu nu sunt foarte convins. Da, dar dacă o iei mecanic, nu e umăr la umăr, că unii cu spatele, da? Aici este măcar... Nu, e un duel la cap. Nu s-a dat un doi după loc. Paraschiv stă pe loc. Iacob e pe loc. Iacob vine din alergare și normal are forță mai multă. Dar Iacob nu vine cu mâna. Nu se strige cu mâna în Paraschiv, nu îl împinge cu mâna mai întâi. Trebuie să joci corect, indiferent de unde vii sau cum vii. Nu cu mâna, cu spatele. Și faptul că îl descalță, cade pe el după aia... Cu ce îl atinge întâi? Cu spatele sau cu mâna? Nu îl dă cu mâna la o parte, cu spatele îl împinge. După ce dăm minge. Ah, că e agață gheata. Da, păi nu, e și descalță. E agață gheata. Da, dar bine, în aterizare... Foarte interesantă fază. Este, mie nu mi se pare fapt. Nici mie. 2-2. O să-l... Am egalat. O să-l solicităm pe Ion Crăciunescu la un moment dat. Dacă s-a întors din cele de curte. S-a întors chiar? Nu știu, sper că s-a întors. Va avea în ziua de azi. Da. Bun, nu știu. Cristi, tu ce zici, deci? Fault. Că e fault. Tu spui că nu e. Nu e fault. Nu. Să ascultăm pe Horatiu Moldovan, poate ne spune cum se simte că... Da, ar fi rău să fie accentat. 1-1 aici la Sibiu. E a doua deplasare consecutivă în care nu reușiți să câștigați. Ce s-a întâmplat pe teren? Bună seara! Într-adevăr am avut un meci foarte dificil cu cei de la Hermannstadt. Am întâlnit o echipă bună și cred că a fost un rezultat echitabil. Noi nu am făcut un joc foarte, foarte strălucit, dar ne gândim acum la următorul meci cu Iași. Avem foarte multe meciuri într-un timp atât de scurt și nu avem timp să ne plângem de milă. V-ați retras poate un pic prea devreme după 1-0? A fost gol în primele minute. Nu știu să spun acum la cald și nici n-am analizat nimic încă. M-am uitat doar la unele faze, ce am apucat în vestiar și atât. Nu pot să spun chestia asta. La golul lor ai fost mascat? A fost mingea deviată? Ce s-a întâmplat? A dat Rahmani pe lângă minge și n-am mai putut interveni mai bine. Totuși, pe final ai avut o intervenție care a adus un punct Rapidului, după bara lui Papo. Da, s-a jucat pe contre la final, puteam să câștigăm și noi și la final puteau câștiga și ei. Mă bucur că am scos această minge, dar pe de altă parte sunt trist că n-am câștigat. Urmează un meci în Giulești. Cu Iașu în Giulești Rapidul se transformă, arată altfel decât în meciul din deplasare. Cel puțin asta e senzația. Păi dacă vrem să ne batem acolo sus, trebuie să schimbăm acest lucru, să arătăm la fel în orice meci și indiferent unde jucăm. Ești încrezător că echipa asta se bate la titlu în acest sezon? Sau da, că trebuie să găsiți acea constanță, acel echilibru? Da, sunt foarte încrezător că această echipă se va bate la titlu, acumulăm puncte și cred că bătălia finală se va da în play-off. Mulțumim mult, Horatiu! Baftă! Rapide pe 3, deocamdată. CFR, care joacă imediat, are două meciuri mai puțin, o restanță cu Sepsi și meciul acesta cu FCU cu aceeași număr de puncte, 19, a ratat Rapid, ratând victoria, să ajungă Universitatea Craiova, care a jucat mai devreme din urmă. O să vorbim și despre golul pe care îl încasează Moldovan. A avut vreo vină acolo, respinge rău? Da, eu cred că da. Eu cred că acolo trebuia să încerce să prindă mingea aia, pentru că era pe el mingea. Chiar dacă n-a văzut-o sau a văzut-o târziu, a respins-o și în față, deci... Nu, a fost surprins, nu știu de ce, dar... Poate de... Eu zic că e greșeala lui. Mm. Dă Rahmani pe lângă minge aici? Mi se pare că dă pe lângă minge, da? Trece mingea de care va da... Că el așa s-a apărat.
că ar fi dat Rahmani pe lângă. Și a ajuns mingea la el. Da. A dat pe lângă. Da, a dat pe lângă. Da. Să-l ascultăm pe Ionita, autorul unui gest foarte frumos la golul Rapidului. Câștigăm la șutul lui Jason, dar puteau să câștige și ei la intervenția pe care a avut-o Moldo. Îl felicit pe această cale. Asta este, trebuie să mergem acasă, să analizăm ce n-am făcut bine și după care să ne gândim la următorul meci, la meciul cu Iași de acasă, unde ne dorim cele 3 puncte. Ce s-a întâmplat? V-ați retras un pic prea repede? Tu ai marcat în minutul 3 și apoi a mai durat până ați avut ocazie. Am mișcat bine doar primele 5 minute, după care nu am mai reușit să legăm jocul, nu am reușit să ne eliberăm, nu am reușit să ținem de minge. Au făcut o partidă destul de bună ei, iar noi nu ne-am ridicat la nivelul așteptărilor. E a doua deplasare din care veniți doar cu un punct după meciul de la Galați, a doua deplasare consecutivă. Ce se întâmplă? Rapidul se transformă în Giulești și în deplasare arată altfel? Trebuie să ne reglăm mai bine jocul din deplasare, asta e clar. Dar sunt sigur că o vom face, așa cum am trecut și peste acele meciuri în care nu reușeam să câștigăm și am legat câteva victorii. La fel vom trece și peste pasa aceasta din deplasare. Se vorbește deja de titlu, e o, nu presiune, nu știu, o agitație așa prea mare în vestiar la voi? Nu, vă doriți prea mult titlu și... Și noi ne dorim și avem lotul de așa natură, avem condițiile, tot ceea ce se întâmplă la Rapid duce la gândul că putem să ne luptăm pentru titlul. Ne dorim și noi acest lucru, nu este o presiune, dar mai este mult până la final. Nu s-a terminat nici turul, mai este tur, retur, play-off-ul, orice este posibil. Ultimele tale evoluții te-au impus ca titular în meciul cu CFR, pasă de gol, acum gol, gata, ți-ai găsit linia? Nu, trebuie mai mult. Mereu îmi doresc mai mult de la mine și eu și cei din conducere și antrenori își doresc mai mult, pentru că este loc de mai bine întotdeauna. Mulțumim frumos! Mulțumesc! Succes. Da, corect, Ioniță, când spuneam, am jucat 5 minute, după care n-am mai făcut un meci bun, nu ne-am ridicat nivelul așteptărilor. Da, asta este adevărul. De ce? A dominat Sibiul prea clar, chiar nu mă așteptam. Ce? O echipă care vrea să fie campioană nu poate să fie dominată într-un asemenea hal la Sibiu. E diferența de bugete, de pretenții între cluburi. N-ai cum, nu se poate să fie absolut dependent de atmosfera din Giulești. Campionatul nu poate fi jucat în Giulești tot. Nu ai cum să joci în Giulești toate meciurile. N-ai cum. Și nu ai cum să importi zeci de mii de oameni pe fiecare stadion ca să ai tu atmosfera ta în care te poți desfășura. Mai joci în deplasare, fără suporteri, într-o atmosferă ostilă sau neutră. Au suporteri de fiecare dată. Nu se aud. Dacă ai 500-1000, nu se aud ca în Giulești. Dar dacă ești echipă de titlu, trebuie să fii independentă de atmosferă. Te ajută atmosfera, dar nu așa încât... Dar în afară de atmosferă este vorba și de faptul că oamenii principali, oamenii cei mai buni ai acestei echipe ai Rapidului au fost invizibili în seara asta, după părerea mea. Funșo, care a fost motor în meciul cu CFR-ul, nu s-a văzut aproape, ca dovadă că a și fost unul dintre primii schimbați. A fost frână acum? Petrila... După ce a fost motor? Da. Petrila, la fel. Da. Mijlocul, scuzați-mă, dar Emers, mult lăudatul de domnul Șucu, Emers... Îi place lui. Ok, eu vreau să spun a fost contribuția lui. Da. Am văzut două pase în prima repriză a lui Emers, corecte, și atât. Păi, nu la cât au Albu. Jucat. Da. Știți ce a făcut Albu? Adică există vreo... Cred că mă sperii dacă mă uit pe o statistică acolo. Și tot așa, adică Rahmani, sunt... Rahmani și invizibil. Da. Bun, e clar că sunt mulți care nu au funcționat dacă scoți un astfel de joc și scoți un astfel de rezultat. Care, bun, dacă dădea gol Papo, era norocos? Era norocos. Și nemeritat ca raport al jocului. Nemeritat. Da, dar asta s-a să ai toate jucători de calitate, se poate, normal, se rezolve meciul. La Moldovan să nu uităm că el a mai respins în față o minge. Asta plus că n-a ieșit la vreo două centrări. Atenție la aceste povești că vin naționale. Bine, atenție în primul rând să nu fie accidentat. A mai fost o fază... Să luăm o pauză? Da, luăm o pauză. Pe care vedem faza din ultimul minut în care o ceodă Rapid, dacă a fost acolo ceva. Sau nu, le vedem pe toate, le discutăm. Opinii, asta este, despre asta e fotbal.
întâlnit două echipe bune, ne-au presat și întotdeauna până la sfârșitul meciului și nu a fost ușor pentru noi. Aici a și suferit FCSB. Nu, n-a câștigat decât Farul. Ce facem? Ce trebuie? Spune-mi Rapidul, acum nu a făcut nimic. Sau... A fost un meci așa, un punct, e adevărat, trebuie, normal că trebuie să avem o altă abordare. Meciul l-am abordat și bine, dar după au început să joace și ei, pentru că este o echipă oricum bună și ei. Și atunci... Mister, punctele se adună în clasament ușor, ușor și practic se separă așa echipele care se vor bate pentru titlu, se cam văd. Cum va fi lupta în continuare? Cât de aspră? Lupta e aspră până la sfârșitul campionatului, pentru că se vede că e echilibru și nu e ușor în fiecare match, e foarte greu și mi se pare că va fi probabil acum, suntem la etapa 11 și avem încă 19 meciuri. E lung campionatul, e de uzură și nu e ușor, dar ținem pas de celelalte echipe și chiar dacă asta si repete, am remizat. Oricum e o perioadă bună din punctul de vedere rezultatele, se poate juca mai bine, sigur că se poate juca mai bine, dar astăzi suntem și mulțumiți cu un punct și mergem înainte. După meciurile cu CFR și cel de azi cu Hermannstadt, vedem un jucător câștigat pentru Rapid, Alex Ioniță. Cum l-ați readus pe linia de plutire? Bă, mai e meritul lui, nu e că băiatul vorbesc cu aproape cu toți jucătorii, nu e că el e meritul lui dacă face bine să dea gol cu sau pasă de gol. E bine asta, ma important e che tutta echipa oricum è in crescere și am trecut o perioadă foarte greu și repet, 1, 2, 3 meciuri într-un campionat se pot întâmpla și că faci o remiză, că măcar nu joci cum ar trebui, mai ales când internești oricum echipele bune, că au agresivitate și au și jucătorii tecnici. Noi știam că era un meci greu, nu credeam că era așa ușor să castigi. Din afară e facile cu vorbe, e ușor cu vorbele să spune, ai castigă acolo, castigă acolo, castigă acolo. Nu e așa, e fotbal, nu e așa și atunci se pot întâmpla și meciuri de asta unde băieții nu au jucat cum trebuie, dar plecam cu un punct, oricum e un rezultat pozitiv. Vreau să vă mai întreb, cum ați trăit finalul de meci? Întâi bara lui Papo și apoi reflexul lui Moldovan. Au fost emoții, pentru că în bara de Papo ne putea aduce vitoria, că măcar probabil nu se merita, dar și ei au apărat foarte bine. Asta mi se pare Orazio când s-a prezentat cu portarul. A fost niște nesincronizare acolo, dar a fost un match oricum frumos. Ne-am bătut la legale, legale și după. Ei au fost mai agresivi, mai buni. Mulțumim mult, mister, și mult succes. Mersi, ciao. Bergoni pare un om sub presiune, să știți. E exact tipul de om care îi spui, vezi că ceva nu e regulă și el începe să te certe cumva, da. Să spune... Da. Ori asta denotă niște nervi, la limită, un soi de presiune care, nu știu dacă de acum va face foarte bine. Acum că ținem pasul cu cei din frunte. Acum dacă FCSB câștigă cu Universitatea Cluj, țin pasul la 9 puncte. Nu mai țin pasul, de fapt. Cam asta înseamnă. Mai greu. Mai greu. Deocamdată, adică trebuie să întâmple ceva. Sigur că se înjumătățește, după cum știm. Dar depinde la ce diferență. Măldărășanu se-l ascultă. Aici, la Sibiu, rămâne doar Farul, singura care a câștigat aici. Cum a fost partida văzută de noastră de pe bancă, trăită de pe bancă? Nu seara. Da, la intensitate maximă. Ne așteptam să fie un meci dificil. Au jucători calitate, au încredere în ei. Din păcate, am luat un gol rapid și asta s-a văzut la moralul jucătorilor noștri. Ne-au trebuit 10-15 minute ca să ne revenim și să ne facem cu adevărat jocul. După care consider că am pus presiune, am controlat jocul, am dat ritmul jocului. Îmi felicit băieții pentru că, cum am spus-o și la flash-uri, este al cincilea joc în două săptămâni. Jocuri în 3 zile, 4 zile și asta se vede, dar totuși am, cum spuneam, am pus presiune și am terminat și meciul în pressing. Cred eu că poate merita mai mult ca Rapidul, chiar dacă și au avut acea bară pe final. Puteam și noi marca gol cu Jipa, dar mult mai multe situații din partea noastră de a marca. Am observat că și în meciul cu FCSB și acum jucătorii noastre au mentalul puternic, revin după ce sunt conduși.
Da, anul trecut au fost foarte afectați, că la un moment dat asta le-am reproșat, nu ne reveneam, se vedeau pase de 5 metri, de 10 metri greșite după aceea de punctare și pe mine m-a surprins lucrul ăsta, dar pe urmă și-au revenit. Acum, într-adevăr, suntem mai bine din punct de vedere al moralului, dar acel gol chiar le-au pus plumb în picioare, pentru că s-au văzut în 10 minute, 15 minute, nu ne regăseam. Normal că și Rapidul s-au retras puțin, poate și datorită jocului nostru, era normal să mergem peste ei, dar totodată ești și expus pentru că au jucători de viteză și pot crea ceva în orice moment. Paraschiv a spus că la faza premergătoare centrării lui Brown către golul Ioniță a fost faultat. Cum ați văzut de pe bancă? Da, și eu am văzut fault clar. Este un umbrângi și își creează un avantaj Iacob, după care cade și cu piciorul pe gheata lui. Din punctul meu de vedere, a fost faul la jumătatea terenului și dacă stau să judec un pic faze asemănătoare, este un faul la Rahmani la vreo 10 minute, o împingere ușoară și s-a dat faul lovitură liberă pentru Rapid. Dar este foarte greu. Ce mă deranjează? Pentru că nu mergem la VAR să vedem. Pentru că poate schimbi decizia și până la urmă, important, chiar dacă schimbându-ți decizia rămâne o greșeală ta, până la urmă nu dezavantajezi niște jucători care muncesc zilnic. E părerea mea. Se rupe seria de egaluri ca și cea Galațiului la Craiova, unde aveți în etapa următoare? Da, nu știu. Mergem să câștigăm, ne dorim lucrul ăsta. Știu că vom avea în față o echipă foarte bună, o echipă foarte ofensivă. Într-adevăr, este imprevizibilă pentru că sunt așa parcă ca un junior cu meciuri bune, meciuri mai puțin bune, oscilează în evoluții, dar va trebui să fim foarte atenți la calitatea pe care o au. Trebuie să știm să ne apărăm, cum am cerut și astăzi și contra FCSB-ului, pentru că de multe ori calitatea individuală poate face diferența. Dar vom vedea. Îmi doresc o victorie acolo, dar rămâne de văzut. Mai avem 4 zile să pregătim acest meci. Văzând Rapidul, simțindu-i de pe bancă, cum le apreciați șansele pentru titlu? I-am spus și lui Cristiano că îi văd în primele 3. Normal, ca un public acasă, cu siguranță îi ajută foarte mult, dar probabil și ei trebuie să dea mai mult în deplasare, pentru că un campionat se câștigă nu numai pe teren propriu, este o realitate, dar eu văd totuși, pentru că trebuie să fim realiști, ce a făcut Cristiano venind pe început sau cu câteva zile înainte de începerea campionatului, când acești jucători au pregătit sistemul cu 3 apărători, să vină antrenorul, schimbi. Bine, el a știut unde vine, însă cred eu că a făcut lucruri mari într-un timp scurt. Pentru că nu e ușor ca antrenor să poți să-ți implementezi un stil de joc și eu îl felicit și de aia l-am încurajat cu siguranță. Asta e părerea mea, îi văd în primele 3. Mulțumim mult, mister. Stare bună. Succes.